În ultimii ani, locuitorii comunei Stănești au fost obișnuiți ca deputatul Nicolae Florian, născut și crescut la Stănești, să le organizeze spectacole de muzică populară. Un astfel de eveniment urmează să se desfășoare duminică, 8 septembrie, cu ocazia sărbătoririi Sfintei Măria Mică. Pe scena amplasată în comună vor urca ansamblul folcloric Muntenia, condus de comisarul Ilie Clement, artiști locali îndrăgiți, dar și vedete ale muzicii populare românești. Vor evolua atât artiștii din Giurgiu, și când spun aceasta mă refer la instrumentiștii ansamblului, la dansatorii ansamblului, la solistele vocale Natalia Albure Tabaltac și Mariana Simion, iar invitat special va fi îndrăgita interpretă a cântecului popular românesc, Daniela Cernea, o interpretă care face, putem spune cu mândrie acest lucru, face parte din echipa ansamblului Muntenii al societății comerciale Nova Force. Acest spectacol duce mai departe tradiția ca la cele mai importante sărbători religioase, de această dată Sfântă Măria Mică, membrii ansamblului folcloric Muntenii al societății comerciale Nova Force să organizeze spectacole folclorice pentru locuitorii comunei Stănești și pentru iubitorii de folclor din satele învecinate. Invităm atât iubitorii de folclor din comuna Stănești, și când spun aceasta mă refer și la satele limitrofe, precum și la giurgiuvenii noștri, care, fiind sărbătoare, pot să participe atât la Sfânta slujbă de la biserică, precum și la momentul de folclor.